Agricultorii care nu au bani pentru contribuția proprie necesară atunci când accesează fonduri europene pot cere acum bani de la stat. Guvernul pune la dispoziția acestora un fond de 300 de milioane de euro. Potrivit unei ordonanțe de urgență, statul va înființa un fond de creditare cu bani de la buget. Banii vor ajunge la agricultori prin intermediul băncilor comerciale. Acestea vor acorda credite agricultorilor din fond, iar termenele de rambursare și de plată a dobânzilor se stabilesc prin negociere între beneficiar și bancă. Creditele se acordă pe o perioadă de cel mult 10 ani, cu o perioadă de grație cuprinsă între 1 și 5 ani. Împrumuturile se adresează doar beneficiarilor de fonduri europene care au contracte de finanțare nerambursabilă încheiate cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Vor putea primi credite cei care au accesat proiecte pe măsurile modernizarea exploatațiilor agricole, creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere, sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi și încurajarea activităților turistice. Agricultorii vor putea garanta împrumuturile cu certificate de depozit, garanții reale pe animale, mașini și utilaje agricole, ipotecă pe clădiri, terenuri și plantații sau orice alte garanții agreate de bancă.